absolut corect și vă apreciez, atenționând, am verificat, am văzut că a fost, deci nu a fost membru PSD, nu a fost implicat în 10 august. Da. Prima dată când apar în spațiu public, nu e o realitate, apar. Da. Eu cred că și-a făcut datoria de vigilență și... Bun, și-a făcut datoria de vigilență domnul Rareș Bogdan în noiembrie-decembrie 2019 cu domnul Ieiță Găină, cu doamna Cristina Burciu, cu doamna Ierna Cărătău. Și-a făcut datoria. Am o stimă deosebită. Am făcut campania de europarlamentare în toată regiunea. Alături de Rareș Bogdan și a fost o campanie de excepție. Este un om îndrăgit în PNL, apreciat.